Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Un erou al timpului nostru, semnat de Mihail Lermontov. Romanul apare în anul 1840 și îl găsiți tradus la editura Polirom. Narațiunea are loc din perspectiva a mai multor personaje, iar acțiunea se desfășoară preponderent în zona caucaziană. Un erou al timpului nostru debutează cu povestirea generalului Maxim Maximovici, care îi relatează naratorului despre un bărbat care, printr-un șiretlic, reușește să răpească o prințesă circasiană. La scurt timp, naratorul are ocazia să-l cunoască pe acest bărbat, pe Grigori Peciorin, și pune mâna pe jurnalele acestuia. Împreună cu cititorul, naratorul urmărește viața lui Grigori Peciorin și modul în care acest bărbat ajunge în situația în care se află. Un erou al timpului nostru este un roman despre viața zbuciumată a unui om care nu se poate adapta, căutarea sinelui și goana după niște dorințe iluzorii. Aventurile nobililor ruși în Caucaz și mentalitatea societății din acea perioadă sunt foarte bine reprezentate în această carte. În ceea ce privește personajele, Grigori Peciorin este un om deosebit. Un antierou din literatura clasică rusă, acesta este un om indecis, cinic, melancolic, dar și romantic. Este un om plin de contradicții care, odată ce ajunge să obțină un obiect, se plictisește repede de acesta și simte nevoie mereu să fugă într-o direcție, să plece undeva, să fie cât mai departe de oamenii din jurul său. Un om carismatic, plăcut și chipeș este conștient de puterea pe care o exercită asupra femeilor și nu se oprește din a se juca cu sentimentele acestora. Zbuciumul său lăuntric reiese din incapacitatea de a se atașa pe termen lung de ceva sau de cineva și din dorința efemeră de a-și depăși condiția umană. Alte personaje ce apar în acțiune sunt generalul Maxim Maximovici, un militar bătrân, și naratorul, despre care cititorul nu află foarte multe lucruri, însă acesta este ghidul care îl induce pe cititor în povestea vieții lui Grigori Peciorin. Alte personaje importante din acest roman sunt cele trei femei amorezate de protagonist. Personajele feminine sunt bine reprezentate și toate au acele calități care sunt atribuite femeilor nobile din acea perioadă. Sunt modeste, au o educație aleasă, sunt sincere și foarte sensibile la orice. Bela, prințesa circasiană, Vera, o femeie căsătorită, și prințesa Mary, o domnișoară în căutarea unui soț, sunt trei femei foarte diferite, însă au un lucru în comun: dragostea lor pentru Peciorin. Felul în care evoluează relația protagonistului cu cele trei femei este fascinant de urmărit, pentru că de fiecare dată decorul și contextul se schimbă. Un erou al timpului nostru, de Mihail Lermontov, este povestea unui om nemulțumit de viața sa, în căutarea unui vis irealizabil. Societatea nobililor ruși, dar și a triburilor din Caucaz, natura și sufletul rusesc sunt elemente care fac din acest roman o adevărată aventură. Dacă vă plac personajele dificile, societatea rusească a secolului XVIII, cât și scritorii romantici ruși, vă recomand cu mare drag acest volum. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă, pa, pa!